Dublă tragedie în Marea Mediterană, chiar în largul coastei Italiei, unde s-au scufundat două bărci pline cu migranți, aceștia plecaseră din Turcia la bordul unor embarcațiuni supraaglomerate și sperau să ajungă în Uniunea Europeană. Cel puțin 11 oameni au murit și în jur de 50 sunt dați dispăruți după ce o navă a naufragiat în largul coastei italiene în apropiere de Lampedusa. Alți 10 oameni au fost salvați de o echipă de salvatori din Germania, iar ulterior au fost predați pazei de coastă italiene. Vasul venea din Libia și transporta migranți din Siria, Iran și Irak. Un al doilea naufragiu s-a produs la scurt timp după aceea la aproximativ 100 de kilometri de regiunea Calabria. Trei oameni s-au unecat. Nava plecase din Turcia cu 8 zile înainte cu peste 60 de persoane la bord. Pasagerii aflați la bordul navei erau migranți din Siria, Egipt, Pakistan și Bangladesh. Sudul Italiei este unul dintre principalele puncte de intrare a migranților din Africa și Orientul Mijlociu. Ei sunt de regulă aduși de traficanți de persoane care pleacă din porturi din Turcia sau din Libia, care cer mii de euro și de dolari pentru un singur loc. Mulți traficanți au însă mai mulți migranți decât le permit ambarcațiunile, iar unele dintre ele ajung să se scufunde.